Bine v-am regăsit la o nouă ediție Magia Zilei. Iată ne-a ajuns azi în finalul discuțiilor noastre despre jocul sincronicității, adică numele care apar în mod repetativ în viața noastră, fie pe ecranul unui ceas, fie la televizor, fie pe o plăcuță de înmatriculare sau pe, eu știu, un număr de identificare a unei locuințe sau, mă rog, în niște acte, documente, oriunde. Azi vorbim despre prezența numărului 9 în viața voastră. Apariția numărului 9 în mod repetativ în viața ta înseamnă că parcurgi o perioadă din viața ta când universul te atenționează asupra unei lecții importante. 9 este cifra perfectă a Universului, sau numărul perfect al Universului. Este omega, final de ciclu. Întotdeauna 9 vine cu niște elemente extraordinar de benefice. 9 este cifra, să spunem, în mod sincer, a altruismului, al binefacerii, a recompenselor, a devoțiunii față de cei din jurul tău, a milei, a credinței, a, nu știu, să nu enumăr prea multe lucruri. Deci ai o prezență de nouă în viața ta, înțelege că trebuie să fii mai bun, să sari în ajutorul celor din jurul tău, pentru că universul a înțeles că tu ești omul care poți să faci aceste lucruri. Dar nouă totodată îți mai dă și niște indicații. Mai ești tu un pic la plimbare, omule? Mai mergi, mai călătorește-te. Du-te, plimbă-te prin lume, prin țară, că avem locuri frumoase, și îmbogățește-ți cunoștințele pe domeniul ăsta al spiritualității. Apropie-te mai mult de oameni, dar și de Dumnezeu. Deci călătorește, dar atenție, călătoriile astea, de multe ori când nu ești atent, poate să mai te predispună și la niște întârzieri sau la niște lucruri mai puțin plăcute pentru tine, pentru că nu ți-ai luat acele măsuri de precauție. Deci, cam atâta ar fi despre numărul 9 prezent în viața voastră. Urmăriți-l, mergeți cu încredere și universul să fie alături de voi cu energiile lui benefice. Gânduri bune și vă dau reîntâlnire la o nouă ediție Magia Zilei. Până atunci, tot ce vă doriți.